Ați venit. Iată, suntem la un obiectiv de investiții care mi este foarte drag. Am finalizat o nouă creșă în municipiul Botoșani. O creșă cu 41 de locuri pentru... Doamna director, veniți lângă mine. Pentru copiii din municipiul Botoșani. Creșă care va fi arondată grădiniței 21. Sunt alături 22. De... 22, mă scuzați. Sunt alături de doamna director Brânzac, care va prelua în administrare această creșă, care este finalizată. O creșă care a fost construită cu bani din fonduri europene și care, alături de cea pe care o avem, de aproximativ 100 de locuri, va întregi capacitatea pentru învățământul antrepreșcolar din municipiul Botoșani. Țin să menționez că mai avem două proiecte, municipiul tot pentru creșe, pentru copii, una pe strada Pod de Piatră și una pe șoseaua Iașului. Dar aceasta, în care suntem astăzi aici, este finalizată și odată cu acreditarea pe care o așteptăm, probabil săptămâna viitoare, Vom putea primi copii, înscrierile s-au făcut, deja există o listă de așteptare, foarte multe solicitări, într-un spațiu pe care, așa cum o să-l vedeți, este făcut la cele mai înalte standarde. Așa este. Avem și angajări făcute, avem asistentă. Avem asistentă medicală, avem personal de didactic și didactic auxiliar, adică doamne îngrijitoare și infirmiere pentru aceste grupe. Sperăm ca de la 1 ianuarie să putem angaja personal didactic și să putem să începem activitatea în creșă. Alături de, dincolo de construcția propriu-zisă, au fost amenajate trotuare și spații verzi, precum și dotări, de asemenea realizate cu finanțare europeană. În cele ce urmează o să vă prezentăm... Ce capacitate are creșa și câte persoane aveți pe lista de așteptare? 41 de locuri sunt. Da, și momentan lista de așteptare este plină, dacă putem spune așa, pentru că avem cel puțin 41 de dosare. Ce valoare? Vă rog, domnul Muță, dacă vreți să completați. 1,4 fonduri europene, 3,9 buget local, da. Da. În fiecare sală avem băile adiacente, cu mese de schimbat, cu dulăpioare pentru pampersuri, pampers și șervețele umede. Noi să vă prezentăm și cabinetul medical. Da. Haideți să vedem aici ce avem, toaletele, da? Da, în această sală, fiind grupa baby, ca să zicem așa, avem și olițele, că sterilizate, acele vestiare sunt folosite pentru haideți să aprindem și pampersurilor și a șervețelelor. Mese de schimbat avem, pentru noi este o noutate ca și grădiniță să avem o creșă, dar sunt sigură că ne vom adapta, pentru că cred că va fi foarte frumos să avem copii atât de mici pe care apoi să-i creștem în grădiniță, de ce nu? Deci o creșă este pentru copii mici, în zona presupunem. Creșa este... Prioritate sau nu? Nu contează, din municipiu. Da. Creșa este pentru copii din municipiu, dar noi sperăm ca ei, după ce vin la noi în creșă, să rămână în grădiniță, pentru că dar de ce nu? Din toate zonele. Exact. Bucătăria este alături, bineînțeles că nu putem să intrăm în bucătărie fără echipament corespunzător. Doar din ușă, așa, dacă da. Putem să aruncăm o privire, da? Dacă doriți, sigur. Haideți să aruncăm o privire, să facă două, trei, încălzări, 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 încălzări. De asta miroase așa de bine. Să știți! Sigur, acestea sunt mesele și scaunele, dacă doriți. Spațiul exterior care este dotat cu acele aparate de joacă. O să ieșim, doar vreau să... Da, putem să ieșim și prin cealaltă parte. Să le arăt un pic toaletele, pentru că sunt foarte mici și foarte interesante. O să le placă. Siguranță, o vreau să... Cu vase specifice, dușă. O grupă mică, mijlocie și mare. Este și mai clar să vedem și lucrul de joacă din
Suprafață din tartan, ca să prevenim accidentele. La fiecare început de an întâmpinam dificultăți cu părinții care nu reușeau să-și înscrie copiii la creșă. Avem o creșă municipală, o știe toată lumea, pe Aleea Nuncului, da? Pe lângă acea creșă era evident că trebuie să mai construim locuri, să mai construim edificii cu locuri suplimentare în Botoșani. Drept dovadă avem încă, vom avea încă 3 creșe, aceasta pe care v-am prezentat-o astăzi, și încă 2 creșe pentru care am semnat contractele de finanțare și vor fi construite, așa cum am zis, pe strada Pod de Piatră și pe șoseaua Iașului, acolo unde se va dezvolta un nou cartier. De altfel, este prima creșă construită după Revoluție și am spus că infrastructura școlară este importantă și acordăm toată atenția deosebită pentru acest lucru. O creșă este gata și celelalte vor fi construite. Una medie și una mare pe șoseaua Iașului. Și vom avea locuri suplimentare. Acolo sunteți la fază de organizarea licitației? Nu, există pentru cea de pe șoseaua Iașului câștigător și creșa este în proiectare. Sunt câteva luni de proiectare și apoi intrăm cu execuția. Iar pentru cea de pe șoseaua Iașului, documentație pregătitoare pentru proiectare. Dar vor fi finalizate în cel mai scurt timp.